Că fi frumos să te plin să faci turism. Ia să-și pună 30 de kg în spate. Vezi cum se transformă turismul în tortură. Se întâmpla ceva în ziua asta pentru că prea picau toate ca muștele, până și băieții se simțeau rău. Nu e ușor, adică chiar nu a fost ușor deloc. În timp ce ne uitam noi acolo la hărți, s-a făcut rău Andrei. Da. Și s-a pus pe jos. Respiră pe nas, nu plânge. Respiră pe nas, nu plânge. Respiră pe nas. Dacă un om are un atac de panică, nu știi dacă îi faci bine sau rău când te apropii. Cercam să doar să stăm acolo, să păstrăm distanța și să așteptăm să-i treacă oarecum. Da. Andreea? Nici tu nu erai bine deloc. Ne venea să vomităm. Am cedat, deci am cedat. Îmi pare rău. Îmi pare rău, dar n-am mai putut. Noi avem nevoie de confirmarea relației noastre și tu ai avut impresia că m-ai dezamăgit. Da. Și ți-am spus în continuu că nu, dimpotrivă, am fost acolo lângă tine. Știu, și știu. Sunt în continuare. Dea puțin de din asta, te rog. Te rog, haide. Nu că dacă plângi, nu rezolvăm absolut nimic. Și eu am avut impresia că te-am dezamăgit și nu vreau să te supăr vreodată. Bea din ăla dulce. Bea din ăsta dulce. Niciodată, adică știu că împreună putem să dărâmăm munți și suntem mult mai puternice. Ești ok? Da. Ai aflat unde suntem și pe unde trebuie să o luăm? Nu știu, încerc. Hai, păi uite-te. Doamne, a venit Teo, doctorița, ne-a băgat în săruri. Gură câte o... Mi-a dat săruri, mi-a făcut foarte bine. Ești ok? Da. Amintește-și mie de ce fac chestia asta. Îți amintesc? Sau ce ai zis? Da. Pentru tine, Oana, pentru tine. Aici ceva mă împinge și mai fac un pas și mai fac încă un pas și cred că sunt și nebună, foarte mult nebună. Sper să nu vomit în față la Buddha. Nu e nimic? Ea este o ființă foarte puternică. Ea este forța care nu o duce numai pe ea, mă duce și pe mine, cumva, dragă Oana. Uite, acum ți-ai mai spălat din păcate. Așa, am avut și multe păcate. Asta. Trei bucăți. Mulțumesc, Buddha.